Ne-am întors în direct și avem o informație de ultimă oră. Un accident grav în Galați. Trei persoane au fost pulberate pe trecerea de pietoni de un autobuz. Gabi Vlad este în direct cu toate informațiile despre acest subiect. Gabi, ce detalii ai? Bun găsit, da, trei femei, 54, 55 și 67 de ani au fost măturate, ca să spun așa, de trecerea de pietoni de un autobuz de transport local, transport public. În momentul impactului se aflau și 40 de persoane în autobuz. Cred că și acest lucru a contat în spațiul de frânare al autobuzului, care în frânare a trecut peste trecerea de pietoni, lovind, așa cum spuneam, cele trei femei. Doar una singură a fost lovită mai grav, femeia în vârstă de 55 de ani, care a fost transportată la spital cu un echipaj de ambulanță și acum se află în îngrijirea medicilor. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul a fost negativ, însă acest lucru nu îl scutește de dosarul penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă. Mai eram dator cu o informație cea legată de pasagerii în momentul frânării. Niciuna din cele 40 de persoane care se aflau în momentul impactului în autobuz nu au suferit vreo leziune. În acest moment se fac măsurătorile și se face cercetarea la fața locului. Momentan, atât de aici, de la Galați. Mulțumim, Gabi, pentru aceste informații.